Salut! Mă numesc Daniel Voicu, am 33 de ani. Am o mică problemă cu căderea părului și anul trecut am luat decizia să fac un implant de păr. Fiind pandemie, lumea lucrează foarte mult de acasă și am ales să fac această intervenție. Am căutat pe rețelele de socializare diverse firme care fac asta în Turcia, dar nu m-am dus singur pentru că am avut o teamă să mă duc singur acolo, să nu știu limba, să... Și căutând pe Google, am dat de clinica în Sardoman, unde am sunat, am făcut o programare, am venit, a doua zi, m-a văzut domnul în Sardoman, mi-a făcut o analiză imediat. Mi-a spus că trebuie să mă duc să-mi fac implant de păr în Turcia. M-am dus acasă, am stat și am analizat. A doua zi l-am sunat și am spus că da, vreau. Mi-a dat o încredere foarte mare în mine să aleg, să mă duc atât de repede. După o săptămână m-am dus în Turcia, unde am avut prima zi relaxare, a doua zi am avut intervenție la clinică. Intervenția a durat 8 ore, unde mi s-au extras din spate firele, mi-au pus în față. M-am simțit foarte bine după intervenție, am plecat la hotel unde m-am odihnit. A doua zi iar am avut, a treia zi de fapt, am avut iar zi liberă de relaxare unde m-am plimbat. A patra zi m-am dus la clinică, m-au spălat, m-au curățat și am venit către România. Unde vin la domnul Ensar Duman, la lasă de două pe săptămână, câte 20 de minute, unde fac tratament cu laser și dermaroller. Folosesc dermaroller la fiecare intervenție. Mă bucur că am ales clinica Ensar Duman. Sunt mulțumit de rezultat și de echipa clinicii. A fost o experiență plăcută și cu rezultate bune. Recomand clinica Ensar Duman.